Seceta care pârjolește statele din estul Uniunii Europene devastează recoltele și agravează ceea ce se așteaptă a fi cea mai gravă recesiune economică pe care o va traversa regiunea de la căderea comunismului, transmite Bloomberg. În unele părți din România și Polonia, aceasta este cea mai gravă secetă din ultimii 100 de ani. În Cehia este cea mai gravă din ultimii 500 de ani. Această secetă a dat naștere la semne de întrebare cu privire la asigurarea securității alimentare într-o regiune cu amintiri dureroase cu privire la lipid alimentare în regimurile totalitare, după problemele recente cu asigurarea medicamentelor și echipamentelor medicale de protecție împotriva coronavirusului. În România, al doilea exportator de grâu, după cantitate din UE, prognoza arată că recolta ar putea coborâ la jumătate față de o medie de 9 milioane de tone pe an. Acest lucru a determinat guvernul de la București să interzică exportul de grâu spre alte destinații decât UE, ceea ce a provocat o undă de șoc pe piețele globale și critici din partea Comisiei Europene. O săptămână mai târziu, Bucureștiul a renunțat la interdicție. Cu toate acestea, impactul dublu venit din partea virusului și secetei a adus din nou agricultura în centrul politicii europene. Statele UE din Est au evitat numărul mare de decese din cauza COVID-19 grație introducerii rapide a carantinei, astfel că președintele cehei Miloș Zeman a declarat că seceta este o problemă mai gravă decât coronavirusul. Președintele cehei a cerut guvernului, condus de premierul Andrei Babis, să construiască mai multe rezervoare pentru apă. În Polonia, țara cu peste 2 milioane de fermieri, recolta de cereale ar urma să scadă cu peste 8% în acest an, potrivit Institutului pentru Agricultură și Alimentație de la Varșovia. Această situație a determinat autoritățile poloneze să ceară ca o parte mai mare din bugetul UE pentru 2021-2027 să fie alocată fermierilor, o propunere care se va lovi de obstacole, având în vedere că agricultura este deja cel mai mare beneficiar al bugetului european. În România, în condițiile în care randamentele culturii lor de cereale sunt așteptate să fie afectate de secetă. Există în continuare un potențial real pentru reintroducerea interdicțiilor la export.